Mihnea Năstase, fiul cel mic al lui Adrian Năstase, alături de soția sa, Corina, au pus bazele unei afaceri prospere la malul mării. Cei doi au vrut să vină cu un nou concept, un camping modern pe plaja Corbu. Zis și făcut, în urmă cu un an și-au deschis mai multe firme, printre care Wild Beach Camping Corbu SRL și Wild Beach Resort Corbu SRL, firme necesare pentru buna funcționare a campingului de la Corbu. Celebrul cuplu a făcut o echipă bună și în viața personală și în cea profesională. Născută și crescută la malul mării, Corina Corolevski, alături de Mihnea Năstase, se bucură de un real succes în afaceri. Însă pe cât de mare ar fi profitul de pe urma afacerilor, pe atât de mari sunt și datoriile pe care le-au cam uitat să le plătească colaboratorilor. Compania Coca-Cola se află printre firmele păgubite. Pe data de 2 noiembrie, SC Coca-Cola HSBC România SRL a introdus la instanța judecătoriei sectorului 4 împotriva SC Wild Beach SRL o cerere în vederea recuperării unei creanțe care nu depășește suma de 10.000 de lei, datorie care rezultă dintr-un contract civil cu firma soților Năstase. Pe de altă parte, Mihnea Năstase are probleme și cu firma sa de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării, Alp Strategy and Consulting SRL, înființată în 2019. Mihnea Năstase a întrerupt temporar activitatea. Anul trecut, societatea a avut cifra de afaceri de 94.000 de lei, profit de 78.997 de lei și datorii de 1.407 lei. Mihnea Năstase și Corina s-au cunoscut în urmă cu 6 ani. Pentru o perioadă au locuit la Bruxelles, iar anul trecut s-au logodit. Cei doi sunt colegi inclusiv în Parlamentul European. Ea este fiica unui cunoscut om de afaceri din orașul de la Malul Mării, cu business-uri în turism, exportul de chirestea și reparații navale. Corina Corolevski, 31 de ani, este o fostă campioană balcanică și multiplă campioană națională la mai multe probe de viteză și ștafetă. S-a apucat de sport la 9 ani și până în 2011 a strâns un palmares de invidiat. A fost campioană balcanică la ștafetă de 4 ori 100 de metri, dublă campioană națională la 60 de metri, campioană națională la 200 de metri și campioană națională cu ștafeta de 4 ori 3 ori 2 ori 1. Din păcate, o accidentare a forțat-o să renunțe la sport.